Luna care vine fac un an de zile de când mi s-a întâmplat chestia asta. N-avem nicio putere, Dumnezeu. Nu știu cu ce, dacă aș putea și aș avea mai mult, nu s-ar fi ajuns. Marian Ciuflea locuiește în Mioveni, cartierul Racovița. În urmă cu un an a suferit un infarct care a avut repercursiuni grave asupra organismului. Din această cauză a făcut hepatită și diabet, ceea ce îi complică și mai mult viața de zi cu zi. A rămas imobilizată la pat, iar de un an de zile singura care aduce bani în casă este concubina sa, care caută fier vechi pe care îl vinde, iar cu banii obținuți le poate oferi o masă celor trei copii. M-am îmbolnăvit, m-am făcut infarct. Luna care vine fac un an de zile de când mi s-a întâmplat chestia asta. Asta e, s-a întâmplat, acum am diabet. Mă umflă, uitați cum simt, picioarele umflate, nu pot să mă mișc. Nu pot să fac absolut nimic. Mergeți la spital des? Da, foarte des merg. Pentru ce Dar mergeți? Dar trebuie să merg și acolo la spital în cererea adeverință medicală, precum că să nu plătesc spitalul. Și nu aveți niciun venit? Nu am niciun venit. Relația sa cu concubina este una demnă de o telenovelă. Aceasta a mai fost căsătorită, iar fostul soț nu vrea să-i acorde divorțul. Curunată cu altcineva, cu primul soț, are alți copii și nu vrea să-i dea la certificatul de căsătorie ca să poți să-i fac mutația. Să-i fac mutația ca să poți să o trec în spațiu, să poți să se angajeze. Alocația la copii nu am. Nu am putut să alerg. Pentru că soția nu știe carte și nu se descurcă. Alături este sora mai mare, care face tot posibilul pentru ca Marian să-și poată lua medicamentele la timp. Ieri am dat bandă și am luat niște pastile pentru eliminare lichidul. Dacă aș putea și aș avea mai mult, nu s-ar fi ajuns. I-aș fi dat, dar nu am nicio. Și eu am un salariu așa cum cred la spații verzi. Marian ne mărturisi că cei care îl țin în viață și îi dau putere să meargă mai departe sunt cei trei copii, care în ciuda situației în care se află au puterea să zâmbească. Ei își ajută tatăl atunci când mama este plecată după bani. Aș vrea să trăiesc, să pot să stau lângă copii, să-i fac bani și să-i pot să stau să-i cresc și eu așa mare, soția să alergia. Să mai facă și eu un pic mai bine. Să pot cel puțin să merg și eu până la poartă și înapoi. Și să, dacă mi ajută Dumnezeu cu ajutorul cuiva, să mă ajute să bari să fac și o operație pe inimă. E foarte greu. Dacă eu să mor și copiii să... Nu mai ajută nimeni. Toți cei care doriți să ajutați această familie, atât financiar cât și cu hăinuțe pentru cei mici, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran 0753 496 628.